a 12-a și a 13-a. Și nu este ușor să te desparți de elevii cu care te-ai întâlnit timp de 4 sau de 5 ani, zi de zi, în clase sau pe holul liceului, deci am vrut să vă scuzați că am emoții. Și pentru că eu azi vorbesc și ca tată, și ca mamă, și o să-mi trag o vițele care vine în mod. Anii au trecut, cum ai fi șters cu buretele conținutului lecții de pe tablă, iar azi viața voastră de adolescent și de liceat se finalizează. După eforturile depuse de voi, de dascălii voștri, și nu în ultimul rând de părinții voștri, pe parcursul anilor de liceu, ziua de azi reprezintă o încununare a succeselor mai mari sau mai mici pe care le-ați avut. Este un moment de împlinire încărcat cu emoții, bineînțeles, firești, atât de bucurie, dar totodată și de tristețe, deoarece drumurile voastre se despart și veți rămâne doar cu nostalgia acestor frumoși ani din tinerețea voastră. Începând de azi, veți urma alt drum. Eu sper și noi toți sperăm că pe el nu veți întâlni prea multe obstacole. Sigur că un prim pas este examenul de bacalaureat, la care vă dorim mult succes. După care urmează o altă etapă a vieții voastre, în care veți deveni adulți cu alte responsabilități, cu alte aspirații și cu alte nevoi. Sperăm că pe acest drum veți păstra cu sfințenie valorile morale pe care le-ați însușit de la dascălii voștri și nu în ultimul rând de la părinții voștri. Sperăm că veți deveni oameni de omenie, cinstiți, serioși și demni. Să nu uitați școala în care v-ați format, să nu uitați pe dascălii voștri și mai ales să alegeți în așa fel încât să nu vă dezamăgiți nici pe voi, nici pe părinții voștri. Eu vă mulțumesc, vă doresc mult succes și ne întâlnim diseară. Am să dau cuvântul invitatului nostru din partea primăriei, consiliul local, mă scuzați, domnul Tom Șapetru, ca să vă spună și dânsul câteva cuvinte. Bună ziua, bună ziua doamna directoare, bună ziua domnilor profesori, doamnelor profesoare, dragi părinți și dragi elevi. Din partea primăriei și Consiliul Local al municipiului Sighetul Marmației, am venit să vă urez sănătate și spor la învățătură în continuare. Aș dori să vă mai spun că îmi aduc aminte de vineri și mai târziu de copiii mei care erau ca și dumneavoastră, aveți în continuare de parcurs cu parte dintre dumneavoastră care veți dori o facultate, să ne faceți liceul de cinste în facultățile care veți merge, să fiți un exemplu pentru sigheteni și pentru orașul nostru. Mulțumesc părinților dumneavoastră care v-au ținut în liceu, v-au încurajat, v-au învățat, v-au dat bani, v-au luat haine, uitați ce frumos arătați, v-au adus până la această vârstă. Mulțumesc profesorilor și directorii școlii care v-au învățat, au avut grijă de dumneavoastră, vă urez numai bine în continuare, cu Dumnezeu înainte, să vă dea Dumnezeu sănătate și să învățați bine. Vă mulțumesc! Dau cuvântul doamnei consilier educativ Cot Pasanca. Bună ziua, la toată lumea, stimați absolvenți. În primul rând, vreau să vă mulțumesc că ați ales acest liceu, că ați reușit să îl promovați
și în continuare să aveți succes și să vă aduceți cu bucurie și cu nostalgia că au trecut anii aminte despre acest liceu, despre cadrele didactice care au avut mai multă sau mai puțină răbdare cu dumneavoastră, dar au încercat să vă înțeleagă cu toate problemele pentru care au fost probleme care au fost foarte grave pentru dumneavoastră, deși o să vedeți că o să vină alte probleme mult mai grave. În continuare, eu vă urez succes la examenele care urmează, în primul rând la examenul de bacalaureat, care este o încununare a ceea ce ați acumulat dumneavoastră în 4 sau 5 ani de zile. Și ca o încununare a întregii activități, o să anunț șefa de promoție a grupului școlar forestier, promoția 2010-2011, Mateescu Mădălina, din clasa a 12-a D, care a obținut media 9,63 pe cei 4 ani de liceu. Noastră Mateescu, sunt și alții care au obținut rezultate foarte bune la învățătură în general și la anumite concursuri la care au participat. Eu zic că este un exemplu clar pentru cei care rămân în continuare sau care o să vină elevi la grupul școlar forestier. În continuare o să trecem la premiera pe clase, după care v-aș ruga să rămâneți, mai ales absolvenții, pentru a vi se comunica calendarul activităților care urmează în zilele următoare. Deci dau cuvântul doamnei profesor Spătaru Iulia, dirigintă de la clasa 12-a. Vreau să mă adresez tuturor absolvenților, să vă doresc multă, multă sănătate și succes în primul rând la bacalaureat și după aia la restul examenelor pe care le veți avea în viață. Am să mă adresez acum clasei a 12-a și să o felicit pe Rușac Noemi, care era foarte, foarte aproape, la un pas foarte mic de a fi ea șefă de promoție, având media 9,58 pe cei 4 ani. Felicitări! Tot premiul întâi, cu aceeași medie, 9,81, a avut Rușceac pe deci în clasa 12-a, cu aceeași medie, Iura Lidia Maria, 91, premiul și felicitări. Premiul 2, foarte aproape ca medie, 9,74, Vinda Andreea Monica. Premiul 3 se acordă elevelor cu medie foarte, foarte apropiată, Zaharia Ana Maria. Felicitări! Și Retnic Mariana. Mențiune 1 se acordă elevei Robu Paula Diana.